Salutare, dragi prieteni, suntem aici cu Isuca, Dragoș și Eca. Câți ani e Eca? 6 ani jumătate. 6 ani jumătate. Și câți ani face acum? 7 ani jumătate, cred. Nu, dacă are 6 jumătate, înseamnă că face 7 ani. Da. Pe urmă face 7 jumătate, după care 8, 9 și crești mare, nu? Da. Așa, tu, Dragoș, câți ani ai? 7. Ok, și când faci 8 ani? La vară, tot timpul fac vara. Ah, deci Dragoș vara face tot ani. Timpul. Deci anul ăsta ai făcut 7 ani, nu? M-am născut vara. Ah, el s-a născut vara când toți erau la mare, nu? Da. Isa, tu câți ani ai? 4 ani. 4 ani. Când ești născută? Eu m-am născut iarna. Eu primăvara. Nu, tu te-ai născut toamna, Isa. Te-ai născut pe data de 15 octombrie. Eu știu și în care lună. Aici, la Liteni, cu o gașcă de cai boi și principesă Isuca. Wow! Hei, salam, oameni buni și bine v-am găsit la noi episod. Azi să facem viscurcelui sau nu știu. Hai, vine aici, vine aici. Am. Ia. Deci, Dragoș, o să ne fac, vine Isuca tu aici, pie așa la tăticu, da? Așa. O să filmăm un amna. Ok, astăzi, Dragoș, o să ne facă o prezentare. O să filmăm un amna. Amnam. Un amnam. Eu nu am și nici nu am. Și am. Și tu ai? Amnam băut rachiu. N-am. Am. Ai băut rachiu? Eu am băut. Eu n-am. Așa, hai, tu spune și tu spui dacă ai făcut sau nu. Și eu spun dacă am făcut și eu, da? Haide. Da. Așa, hai spune. N-am căzut pe scări. Am. Ok. Am mâncat înghețată. Am. Așa. Am mâncat ciocolată. Am. Ai mâncat? Normal. Ok. Și am mâncat iarbă. Da. Nu știu. Nu. Am mâncat. Ok. Am făcut caca pe mine. Am. Nu, am. Nu am. Am că când era mic. Am fost la doctor. Am. Am fost la doctoriță? Nu. Am. Am fost curentat. Am. Nu. N-am fost curentată, nu am. Chiar ai fost curentat? Eu am fost curentat. Am legat un cablu de curent. Am. N-am. Stai așa. Mă știu unul. Am ursuleț de pluș. Am. 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 Ai, Isa, ursuleț de pluș? Da. Așa. Eu știu. M-am lovit la ochi de două ori. Am. Nu. Eu de mai multe ori. Eu odată pe scări când mă dădeam pe bară, am căzut așa și eram umflat aici. Și odată cu când eram la fotbal, m-a izbit unul de bară. Aha. Hai. Tu ai căzut? Am. Tu ai căzut pe scări? Hai, zic eu acum. Hai, spune tu. Am căzut în toaletă. Ai căzut? Am căzut când aveam 3 ani. Vreau spăla la toaletă, mama m-a ținea și m-a scăpat și am căzut. Eu n-am căzut în toaletă. Cred că toaleta au căzut pe mine. N-am văzut. Cine-o mâncat rahat? Da. Eu da. Să mor tu, ai mâncat rahat. Da, de la roșu, galben, care spune în cozonac. M-am uitat la filmul de graș și m-am pișat pe mine. Pe cine? M-am pișat pe mine. De ce te-ai pișat pe tine? De la ce te-ai uitat? La filme de groază și m-am pișat pe mine. Eu m-am speriat. Eu m-am pișat pe mine. Eu nu m-am pișat pentru că m-am pișat prima. Și nu mai aveam pișat. Okay. Eu n-am. Când ați făcut ultima dată căcuța? N-am. Ăștia nu se mai cagă. Tate, mă mănâncă iarba. Mă mănâncă iarba. Eu okay. Nu mai zice. N-am ascultat Five Gang. N-am. Nu am. Am. Ai? Am. Deci eu. Hai. Ai ascultat? Am ascultat manele. Am ascultat. Au inima mea, nu mai bate așa.
mai bate așa de... Am primit să o persoană greșită, mesaj te iubesc. Am. Tu de așa ai trimis mesaj de iubesc din la amantă? La amantă? Da. Te iubesc din inima mea. Dar la amantă? Nu. La o persoană care am greșit-o. Aha. Era fată, așa o chema, Robi. Vreau să-i scriu lui gajica mea. Uh-huh. Și mi-a întrebat lui Robi. Știi ce mi-a răspuns? Du-te de aici. Ia tu, Isuca, tu ce ai făcut? Și ce n-ai făcut? M-am jucat și nu am colorat. Așa, ai? Vreau să ziceam, n-am. Da, și eu m-am jucat și am colorat. Eu m-am jucat și n-am fost la Suceava și am fost la Carrefour. Nu, ai colorat când te-ai jucat? Nu. Tu? Nu, bă, eu nu coloresc că mă joc, Doamne. Eu n-am mers la Carrefour să la locul de joacă. Uh-huh. Am. La Dumbrăvin cine a fost să joace la jocul de joacă? Dumbrăvin... N-am. Eu da. Tu? Mi-am doresc, dar ai fost la Dumbrăvin? Eu vreau să mi-o doresc foarte mult. La Dumbrăvin la bunica mea. La Dumbrăvin e bunica ta. Și cine mai este la Dumbrăvin? Și bunicul. Și cine mai este la Dumbrăvin? Tăticu unde? La Dumbrăvin. Aaaa, ai. Da. Stai. Ok. N-am mers mai mult decât 4 ore pe jos. Am? Am mers pe jos 4 ore. O zi întreagă. Tu chiar... ce? Tu? Tu? Nu, n-am mers 4 ore. Doamne. Chiar ai mers o zi? Am mers o zi întreagă, da. În 2005, în Italia, de Crăciun, am mers o zi întreagă. Aproape zi întreagă. Deci am mers undeva la 28 de kilometri. De la Fontenova la prima porta. Care? Tu spui. Bun. Stai să mă gândesc. Ok, tu te gândești. Următorul. N-am fost la vizită la Cocolix. N-am fost. Eu îmi doresc să merg în Timișoara la Cocolix. Am. Am și eu. Roberto, că da, Roberto, ce faci, Robertano, faceam un vlog. Tu crezi că nu-mi doresc să merg la Cocolix? Eu-mi fac. N-am fost niciodată, Doamne ferește. Și Dumbrava îi știu Kelsey. Kelsey, cum să zic? Ia. Știu. Dumbrava înseamnă pădurice. Da, era, deci unii se Dumbrăveni, era Dumbrava minunată. Da. Facem un vlog. Să punem pe YouTuber. Îl cheamă Robert și are 7 ani și mai mare decât mine. Știi de ce? Fiindcă pute mai mare decât mine, decât mine. Păi dar tu câți ani ai? 6 jumătate. Eu? Da. Nu, eu am 7. Eu sunt așa pe care vine. A, deci sunteți ambii de 7 ani. Loren! Eu sunt cel mai micuț aici. Mai facem vlogul, bă! Da, facem, cum să nu facem? Loren? Da, cunoștință, da, cunoștință. Da, mai facem, am, că eu iubesc vacanță! Cât ești? Eu iubesc vacanță! 7. Și eu mai mare cu mine. Ei, bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vom face, știți ce? Vom face filmă, ar cu băieții ce vor să facă ei. Hai să începem! Hai. Băi, mie-mi place mult Minecraft-ul și să mă uit la vlog-ul pe YouTube. O știți de ce eu iubesc asta? De ce? Că mie îmi place mult Minecraft-ul și vlogurile. Wow! Și ce-ți mai place ție? Păi, mie-mi place să mă joc cu mingea. Brava! În ce zodie ești? Ce? Nu știi în ce zodie ești? În ce lună ești născută? În iarnă. În iarnă, perfect. Ești într-o zodie de iarnă atunci. Da, și toamna fac anii ca să nu mai sta. Să nu mai aștept primăvara, nu? Da. Deci tu te-ai născut iarna, faci ani toamna și ca să nu aștept primăvara. Ca să nu aștept ea. Nu, doar că fac ea. Ani iarna, dar
să fac iarna e toamna. Da, am înțeles. Deci tu faci ani iarna, dar e o greșeală și o să faci ani toamna, nu? Nu, fac ani iarna din greșeală, îi fac toamna. A, nu, iarna îi fac. A, eu iar. Fac iarna, a, dar e o greșeală de la anul timp. Aha. Timp că trebuie să fie... Dacă nu îi filmăm mai mult pe băieți. Hai filmăm pe ea. Aia ce cum să dau. Hai. Dacă vă filmăm. Salutare! Salutare, fratii mei! Hai! Dacă 1000 de like-uri. 7000 de like-uri. Bun. Moment bun, știi? V-ați uitat la Cocolix. V-ați uitat la Cocolix, oameni buni. Cine e Cocolix? Cocolix este Cristina și Felix. Un canal de YouTube. A, și ce fac ei? Păi ei filmează vlog-uri sau deschid Coco pe achetele de la abonați. A, asta fac Cocolix? Da. Hai. Ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam. Ei, salutare, întâlnână și bine v-am găsit la un nou video. Da. Astăzi sunt aici cu Isabela, așa v-am dansat ca balerinele. Da. Haideți. 3, 2, 1. Barca pe valuri se legăna și fetițele ca balerinele juca. Ta na 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 na. Bravi! La revedere, să dați subscribe, share. Nebunii, 500.000 de like-uri și apăsați pe clopoțel. 10.000 de like-uri. La revedere, ne vedem în un video următor. Pa, pa! N-am. N-am. Da, aici niște copii foarte drăgălași. Și cu principesa mea, bineînțeles. Cea mai frumoasă fetiță. Oameni da. Buni, să dați, știi câte like-uri sunt? Peste 5.000 de like-uri să dați. Deci, să țineți minte. 5.000 de like-uri, să dați și share, subscribe, să vă ia. Abonați și la mine la canal. Oh, boss! Deci ai auzit? Ia, ia like-uri. Și clip pe clopoțel. Da. Ia auzi, s-a pățat și pe clopoțel. Eu să mă duc cu prietenii mei. Deci suntem aici cu toți. La revedere! Ia uite, la revedere. Acest vlog a fost un fel din n-am, am, o fi, cum o fi, cu cei mai frumoși copii. Isa? Da. Salutăm toți followerii, toți cei care ne urmăresc. La următorul video.